interes și pentru atenție. Mă bucur să vă revăd la scurt timp după ce am avut o întâlnire cu membrii și simpatizanții noștri în iarnă, cu zăbezi în iarna seară de acum. De data aceasta revin în Focșani cu un foarte temeinic motiv. Am inaugurat astăzi sediul central al organizației județene Focșani, Forța Civică, aici în centrul municipiului dumneavoastră. Și mulțumesc domnului președinte pentru această foarte plăcută și plină de nădejde veste bună. De fiecare dată când vin aici, vin cu dorința de a ști că partidul nostru crește într-o zonă care pare definitiv alocată PSD-ului. Nu cred în județe care să fie de sus până în jos vopsite în roșu. Cred în oamenii de bună credință și cinstiți care sunt într-o mare majoritate în țară și deci și în Vrancea. Și cred că schimbarea va veni dinspre ei, nu dinspre clasa politică. Mai cred de asemenea că în lunile care urmează, pe seama celor două procese electorale pe care le conține anul 2014, europarlamentarele în 25 mai și prezidențialele la început de noiembrie, se vor mai cerne apele politicii românești. Și sper să iasă la iveală oameni de calitate care să ne reprezinte așa cum se cuvine. Pentru noi, Forța Civică, europarlamentarele sunt de cel puțin două ori importante. Odată pentru că în funcție de rezultatul alegerilor vom deveni membrii ai partidului, ai familiei mari europene, a Partidului Popular European. În al doilea rând, pentru că este o încercare prin care partidele trebuie să treacă, e nevoie ca ele să-și întărească membrii, să-i supună acestui test de capacitate politică. Este un bun prilej pentru noi să ne facem cunoscuți în țară și, pentru că filozofia noastră este că europarlamentarele reprezintă examenul preliminar alegerilor prezidențiale, să putem porni de pe acum motoarele pentru încercarea din toamnă. Vom veni către români cu o listă de nume care ne reprezintă pe noi ca partid și pe cetățenii români în egală măsură. În continuare suntem, din păcate, singurul partid din România care are criterii transparente de selecție pentru lista de candidați la Parlamentul European. Iar aceste criterii sunt fixe de număr. Evident, trebuie să fie membru al partidului, să nu fie avut, să nu fi fost supus vreodată urmăririi penale, să nu aibă cazier, să nu fi fost lucrător al securității ca poliție politică, să aibă o biografie profesională fără umbră, pe lista noastră n-ar putea să intre oameni care au plagiat, de exemplu. Și, foarte important, să aibă un proiect ca europarlamentar pentru propria țară, pentru România și pentru Uniunea Europeană. Altfel spus, un proiect care să descrie ceea ce ar face în Parlamentul European în momentul în care ar fi ales. Spre binele României și spre binele Uniunii Europene. Acest proiect, filmat, va trebui prezentat într-o limbă de circulație internațională. Nimeni de pe lista noastră de europarlamentare nu este lipsit de acest instrument de comunicare. Altfel spus, toți știu măcar o limbă, bine, măcar o limbă de circulație internațională. Și interviul va fi susținut în această limbă, preferată de candidat, va fi public și ne vom putea uita cu toții la el și aprecia calitatea candidaților în funcție de aceasta.
Criteriile de care vă vorbesc nu conțin aluzii nici la clientela politică. Pe listă nu au de ce să vină oamenii pentru care politica este doar drumul cel mai scurt către banul public. Nu este o listă de rude, nu este o listă de prieteni, nu este o listă de oameni care trebuie recompensați. Și aceasta ne dă liniște și ne face pe toți să credem că provocând în felul acesta electoratul, vom căpăta un răspuns la întrebarea. Sunt românii pregătiți să schimbe din temelii clasa politică sau nu? Sunt românii pregătiți să fie reprezentați cum se cuvine la Bruxelles? Sau nu? Pentru că deocamdată la Bruxelles, foarte puțini sunt cei care cu adevărat, 33 de europarlamentari, se achită corect de responsabilitățile lor.